Mi-am adus aminte, mergând pe uh, cheile astea, foarte accesibile de toată lumea, că e ca și când mergi prin, uh, pe un drum drept, dar în același timp sunt uh, incredibile de frumoase, să vezi de acești pereți și munții și capre negre și brazi și soare în perioada asta în care chiar îți dorești să stai la soare. Și mi-am adus aminte de Uh, un comentariu uh, la uh, un clip de al meu în care uh, eu am fost uh, iarna uh, la un refugiu și si am înoptat acolo și si, uh, cumva mi-a fost imputat că am pus uh, uh, titlul Viscol și Frig sau ceva genul ăsta și mi-a zis că ce mare chestie am făcut, că nu era Viscol și că acolo oricum traseul ăla îl făceau uh, el cu copiii. Și chiar mă întreb de ce trebuie neapărat să fie o chestie foarte uh, complicată, foarte uh, uh, nu știu, de palmares așa când uh, faci o drumeție și uh, Ești încărcat cu, cu energie și de bucurie după ce ai făcut acest traseu, sau chiar și, și în timpul traseului. Eu am început să merg pe munte când nici nu mergeam pe munte. Eram dus în, mai mult în spate de către părinții mei. Am făcut aproape toate traseele, sau mă rog, aproape toate zonele, nu trasee, că trasee sunt multe, aproape toate zonele din, din și o parte din Piatra Craiului unde ne aflăm aici, Bucegi, Ceahlău, am hălăduit prin multe păduri. Nu știu dacă, chiar dacă am atins vreun vârf, am făcut-o pentru a mă lăuda că am ajuns pe vârful respectiv ci pentru a ajunge acolo și de a mă încărca cu frumusețea traseului și priveliștele uh, acelor culmi. Adică dacă am ajuns pe Moldoveanu, de ce m-am ajuns acolo pe cel mai înalt vârf? Toată lumea ajunge acolo. E un traseu înghesuit, zici că suntem la mol când ajungi pe Moldoveanu vara. Nu e nimic spectaculos că ai ajuns acolo. Dar e foarte frumos. Așa și pe aici. Nu e nimic spectaculos că ai mers pe aceste chei dacă te încarci de plăcere, de energie, de ajungi înapoi în oraș cu o stare de bine. Nu înțeleg Palmaresul ăsta atât încât nu o faci în mod sportiv și o faci de turism. Și ce dacă te duci în miezul iernii pe cel mai înalt vârf în Făgăraș? Ți-a plăcut? Foarte bine. Poți să vii și aici și să-ți placă la fel de mult. Evident, e altă trăire, e altă. Uh, uh, cum se cheamă? Energie depusă, e, e o, o altfel de uh, încercare. Dar, la finalul zilei, rămâi cu aceeași energie. Așa că, din punctul meu de vedere. Chiar dacă merg pe un vârf de munte unde mi-am tocit picioarele, sau merg aici, la finalul zilei aceeași stare de bine o am. Ceea ce vă urez și vă.